Dragi frați și surori, iubiți credincioși, dragi telespectatori, întreaga creștinătate retrăiește cu mare bucurie și îndreptățită speranță celebrarea celei mai frumoase și așteptate sărbători creștine, Crăciunul sau nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. El vine să ne viziteze și să ne ofere toată iubirea sa, tot darul său. Vine să îmbrace condiția noastră umană, sărăcia noastră, pentru a o transforma în cale de trăire și răspândire a Evangheliei și de îmbogățire sufletească. Cât de frumos și cât de clar Apostolul Paul, în cea de-a doua scrisoare către Corintieni, ne prezintă marele adevăr al credinței noastre când ne explică în câteva cuvinte ce s-a întâmplat și ce se întâmplă atunci când sărbătorim Crăciunul sau nașterea după trup a Fiului lui Dumnezeu. Un gest greu de înțeles pentru cei care n-au credință, dar un mare semn de bucurie și speranță pentru cei care cred. Dumnezeu Tatăl, în marea sa bunătate, îl trimite pe Fiul Său pe pământ să se facă asemenea cu noi în afară de păcat, pentru ca toți cei care cred în El să aibă viața veșnică și să se învrednicească de cea mai mare demnitate și să se îmbogățească cu darurile vieții veșnice. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Apostolul Iubirii, ne asigură și ne convinge de acest minunat mister când spune: într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, bogat în milostivire, la împlinirea timpului, îl trimite pe Fiul Său din slava cerească ca să se facă asemenea oamenilor, să devină sărac și umil, ca astfel să ne ofere nouă darul celei mai mari demnități, de a deveni fiii Săi cu drept la moștenire veșnică. El se face sărac pentru ca noi să ne îmbogățim. Când sărbătorim Crăciunul, celebrăm această revărsare de iubire, acest chin de dar. Ai ce săraci, devenim bogați prin Iisus, care se face om ca și noi. La rândul nostru, noi să putem deveni fii Săi preiubiți. În contextul marii sărbători a Crăciunului, a nașterii sale într-o este săracă, înțelegem cel mai bine că și spunem cu Sfântul Părinte Papa Francisc că a fi sărac nu e un destin împovărător, că săracii nu sunt o problemă. Sărăcia nu este un blestem, ci ea este și reprezintă o resursă, o comoară în care trebuie să luăm pentru a primi și pentru a trăi esența Evangheliei. La nașterea în sărăcie și la moartea sa pe cruce, despuiat de tot ce avea, Iisus ne-a arătat că drumul său pe pământ a fost o dăruire profundă cu care ne-a iubit și iubește pe toți, mai ales pe cei săraci, pentru a-i îmbogăți și a-i face părtași de toată iubirea sa. Se confirmă ceea ce dorea Iisus să spună în Carta Fericirilor și în predica de pe munte celor care îl caută pe El, căci fericiți sunt cei săraci în duh, că celor este împărăția cerurilor. Fericiți cei săraci, că cei se vor îmbogăți de vederea feței sale. Tând în jurul altarului, în noaptea nașterii sale, ca și în zilele Crăciunului, și privind cu iubire la pruncul sărac din Ieslea Betleemului, avem posibilitatea să ascultăm din nou vestea cea bună a îngerilor și cântarea lor de bucurie. Nu vă temeți, căci iată vă vestesc mare bucurie, care va fi pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domn. Acesta este semnul. Veți găsi un copil înfășat și culcat în iesle. Dintr-o dată,
s-a unit cu îngerul, o mulțime din astea cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și spunând: mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care El îi iubește. De atunci au început toate cântările și colindele tradiționale, pline de farmecul bucuriei adevărate, cântări ce ne vorbesc așa de frumos despre misterul iubirii lui Dumnezeu făcut om pentru noi toți. Aceste cântări și aceste colinde ne ajută să nu uităm că El, bogat fiind, s-a făcut sărac, iar prin sărăcia Lui ne-a umplut de toate bogățiile sale. Dacă El ne-a iubit și s-a dăruit pentru noi, și noi suntem datori să ne oferim pentru cei în lipsuri și suferință, după cum ne îndeamnă una dintre frumoasele noastre colinde de Crăciun. Din an în an sosesc mereu la geam cu moș ajun. E gen cumplit, e drumul greu, dar e obicei străbun. Azi, cu strămoșii cânt în cor colindul sfânt și bun, tot moș era și în vremea lor bătrânul moș Crăciun. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar sunt bordeie fără foc și mâine moș Crăciun. Acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, române, să fii bun. Dar nu uita când ești voios, creștine, să fii bun. Crăciun fericit, sărbători frumoase, la mulți ani 2018.